Ne aflăm în capitolul 20 din Mărturisirea de credință, un capitol deosebit de important pentru că vizează Evanghelia și harul Evangheliei. Un capitol care este foarte interesant, că Mărturisirea de credință de la 1689, de la Londra, Mărturisirea de credință a baptiștilor, are acest capitol și Mărturisirea de credință de la Westminster, după care a fost modelată Mărturisirea de credință a baptiștilor. Mărturisirea de la Westminster fiind a fraților presbiterieni, nu are acest capitol. După capitolul 19, care vizează legea lui Dumnezeu, frații noștri, strămoșii noștri baptiști, au zis că se cuvine ca să fie un capitol care să vizeze în mod expres Evanghelia, da? Legea și Evanghelia mergând mână în mână. Și în acest fel avem noi în mărturisirea aceasta astăzi un capitol care vizează în mod expres Evanghelia, da? Avem legea, care tocmai am studiat, care este legea lui Dumnezeu, care este natura legii, rolul legii, care este rolul legii astăzi, acum că am fost eliberați de sub condamnarea legii prin Hristos. Și acum, în această seară, vrem să privim la Evanghelie și la felul în care este ea aplicată, cât de extensivă este aplicația aceasta, care sunt metodele prin care Evanghelia este aplicată. Și vom face lucrul acesta printr-o serie de interogări, printr-o serie de întrebări care le vom pune și vom căuta să lăsăm mărturisirea de credință nu doar să ne răspundă, ci să ne îndrepte înapoi spre Scriptură și să vedem ce ne învață Scriptura despre aceste lucruri și să avem răspunsuri scripturale. O mărturisire de credință este bună doar în măsura în care ea ne îndrumă înspre Scriptură și sumarizează ceea ce Scriptura ne învață. Primul paragraf din capitolul 20 spune în felul următor: întrucât legământul faptelor a fost încălcat prin păcat și astfel făcut incapabil de a da viață, lui Dumnezeu i-a fost plăcut să îl promită pe Domnul Hristos sămânța femeii ca mijloc de a-i chema pe cei aleși și de a produce în ei credință și pocăință. În această promisiune a fost revelată esența Evangheliei ca metodă eficientă pentru convertirea și mântuirea păcătoșilor. Prima întrebare care trebuie să ne o punem înainte ca să putem să afirmăm acest paragraf este: ce este legământul faptelor? Da? Ce este legământul faptelor despre care vorbește mărturisirea? Și tocmai am învățat despre acest legământ, am învățat de mai multe ori diverse aspecte în studiul nostru, dar în capitolul 19, care vizează legea, am văzut în primul paragraf că Dumnezeu i-a dat lui Adam o lege. Și legea aceea a fost una de ascultare universală, care a pus-o pe inima lui. Și de asemenea am văzut că i s-a dat lui Adam o anumită poruncă, o poruncă specifică care trebuia să o păzească. De asemenea, am învățat că Dumnezeu n-a dat doar o poruncă, doar o lege sau n-a avut doar niște cerințe din partea lui Adam, și așa cum este în orice legământ, da, în orice contract, există clauze, da, cerințe și există promisiuni. Și mărturisirea ne învață că Dumnezeu a promis viață veșnică pentru împlinirea acestei porunci. Dar, la fel ca și în orice legământ și orice contract, există și penalizări atunci când contractul nu este respectat. De asemenea, Dumnezeu a avertizat cu moartea în cazul încălcării poruncii lui Dumnezeu, în cazul încălcării legii lui Dumnezeu. Și dacă mergem în Geneza, în capitolul 2, vedem că lucrul acesta se adeverește. Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Eden ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu i-a poruncit lui Adam: poți să mănânci din orice pom din grădină, dar din pomul cunoașterii binelui și răului să nu mănânci, pentru că în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Deci vedem acest legământ al faptelor care Dumnezeu îl are cu Adam. Cât timp îndeplinești mandatul care ți l-a dat Dumnezeu lui Adam, vei avea
viață și te vei bucura de viața în grădina Edenului. Da? Asta a fost promisiunea dată lui Adam. Condiția pentru această promisiune a fost împlinirea legii lui Dumnezeu. Și consecința neîmplinirii a fost că în acea zi, cu siguranță, va muri negreșit. Știm cum s-a încheiat acest episod din grădina Edenului. Știm că acest legământ a fost încălcat și știm că a fost încălcat prin păcat. Prin păcat. Care a fost păcatul? A fost încălcarea legii specifice a lui Dumnezeu. Ei au mâncat din acel pom, care era interzis și s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Apoi o altă întrebare care am putea ca să ne o punem, ca să înțelegem mai bine ce s-a petrecut, ar fi care a fost efectul acestui păcat și acestei încălcări. În capitolul 6, mărturisirea ne spune în felul următor. Prin acest păcat, părinții noștri din tâi, adică Adam și Eva, au căzut. Au căzut, da? Cădere este o descriere foarte corectă, cu acuritețe asupra ceea ce s-a întâmplat lui Adam și Eva. Ei au fost într-o stare și au căzut din acea stare. Au căzut din starea lor inițială de neprihănire și comuniune cu Dumnezeu. De asemenea, noi am căzut prin ei de la acea stare inițială, întrucât prin această moarte, moartea a venit asupra tuturor. Toți am devenit morți în păcat și total mânjiți, afectați, alterați în toate facultățile și părțile sufletului și trupului. Dacă am folosit o sintagmă din teologia reformată, am spune că este vorba despre depravarea totală. Da? O cădere, o alterare, o denaturare a tot ceea ce înseamnă trupurile noastre, gândirea noastră, sufletul nostru, afecțiunile noastre, absolut tot era într-o stare și a decăzut de acolo. Și de asemenea este afectată, ne spune mărturisirea și Scriptura, nu doar starea noastră, dar relația noastră cu Dumnezeu. Pentru că ca să fim în această relație perfectă cu Dumnezeu, trebuie să avem o stare perfectă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu poate întreține o relație cu păcătoșii. Dumnezeu nu poate ca să fie în comuniune cu păcatul. Biblia spune că Dumnezeu nici nu poate privi asupra păcatului. De aceea, Biblia peste tot, după căderea părinților noștri, după căderea lui Adam și Eva, ne descrie ca și fiind morți, ca și fiind căzuți. Pentru că în acea zi, așa cum a promis Dumnezeu, am murit. Chiar dacă fizic Adam și Eva au mai trăit, chiar dacă noi astăzi trăim, dacă nu suntem regenerați, dacă nu suntem născuți din nou, trăim ca și oameni morți. Suntem zombi dacă nu suntem aduși la viață de Hristos. Apostolul Pavel, de exemplu, spune în Efeseni 2:1, voi erați morți în greșelile și păcatele voastre în care trăiați. Da? Viața fizică este o moarte spirituală dacă nu există o schimbare, o aducere la viață. De ce? Pentru că a existat un moment, a existat un eveniment istoric prin care toată rasa umană a căzut, a murit spiritual vorbind. Și acea moarte ne-a afectat inclusiv trupurile noastre și de aceea murim fizic. Da? De aceea murim fizic. Adam și cu Eva n-ar fi murit fizic dacă n-ar fi fost moartea spirituală. Da? Ei ar fi rămas veșnic sănătoși, veșnic tineri, veșnic în părtășie cu Dumnezeu. Atunci trebuie să ne punem întrebarea. Ce putere mai are acest legământ al faptelor? Altfel spus, ar putea omul să dobândească din nou viața care a pierdut-o prin acest legământ. Și intuitiv, dacă ești în contact suficient cu Scriptura, dacă ești un om născut din nou, vei răspunde nu. Nu. Legământul acesta nu mai este util decât să mă condamne. Nu mă poate ajuta să redobândesc viața. În capitolul 6, de exemplu, mărturisirea spune: toate păcatele propriu-zise săvârșite vreodată sunt urmarea corupției morale dată de păcatul primar. Prin el noi toți suntem lipsiți complet de capacitatea și abilitatea de a face bine.
fiind împotrivă a tot ceea ce este bun și îndreptați în totalitate către rău. Apostolul Pavel spune, de exemplu, în Roman 3:23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci, de aici pornim. Toți suntem păcătoși, da? Toți suntem căzuți, toți suntem morți în păcat. De asemenea, Biblia ne învață că standardul cerut de Dumnezeu, ca să fii în această relație perfectă cu El, este perfecțiunea, este sfințenia. Dumnezeu ne cere ca să fim așa cum este El. Apostolul Petru ne spune în 1 Petru 1:16 că acest standard este perfecțiunea, este sfințenia, deoarece este scris: fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Acesta este standardul, perfecțiune. O perfecțiune desăvârșită totală și o perfecțiune continuă. Dumnezeu întotdeauna a fost sfânt și întotdeauna va fi sfânt. Dumnezeu este sfânt din veci în veci. Eu nu pot să zic, am reușit să fiu sfânt astăzi, asta este suficient. Nu, Dumnezeu cere o sfințenie totală a întregii ființe, a întregii vieți, ceea ce eu nu pot ca să realizez. Iacov ne spune în Iacov 2:10, căci oricine păzește întreaga lege, dar încalcă o singură poruncă, se face vinovat de încălcarea întregii legi. Și atunci noi am putea să ne întrebăm, bun, n-am omorât pe nimeni, n-am curvit. Ai mințit vreodată? Da. Ești vinovat de toată legea, da? Ai urât pe fratele tău vreodată? Da. Ești vinovat de întreaga lege. Și ne dăm seama că standardul este prea înalt, prea departe ca noi să îl atingem. 1 Ioan 1:8 ne spune, dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Deci toți oamenii sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, toți sunt condamnați. Standardul cerut este perfecțiunea și nu-l putem atinge. Apostolul Pavel spune în Roman 3, de exemplu, în felul următor. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum. Căci am acuzat mai înainte pe toți, atât pe iudei cât și pe greci, că sunt sub păcat. Deci toți oamenii sunt sub păcat. După cum este scris, nu există niciun om drept, niciun om măcar, nu există nici unul care să aibă pricepere, nu există nici unul care să-L caute pe Dumnezeu. Toți s-au rătăcit, cu toți au devenit buni de nimic. Nu mai există nici unul care să facă binele, nici unul măcar. De aceea clișeul acesta, cum va trimite Dumnezeu oameni buni în iad care n-au auzit vreodată Evanghelia? Nu există oameni buni. Nu există oameni care să fie după standardul lui Dumnezeu. Dar cum? Dar cu siguranță există undeva niște oameni morali, etici, iubitori, familiști. Sigur, asta nu înseamnă că sunt buni. Da? Bun este, spune Biblia, unul singur. Dumnezeu este bun pentru că Dumnezeu este deplin sfânt, total sfânt. Noi suntem toți buni de nimic, buni de nimic, da? Roman 8:7 spune, fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, căci ea, firia, nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Asta este starea în care ne aflăm. Legământul faptelor care cere ascultare perfectă și dă în schimb viață este inutil pentru noi. Pentru că niciunul dintre noi nu poate să atingă acest standard, nu-și dorește măcar, da? Oamenii care spun că ei vor să fie buni, au propria lor definiție a fi buni. Nici măcar nu vor să admită standardul lui Dumnezeu. Nici măcar nu-și doresc ca să înțeleagă și să trăiască după legea lui Dumnezeu. Ca atare, acest legământ este total inutil pentru noi. Din contra, Apostolul Pavel ne spune că legea nu face altceva decât să ne condamne, decât să ne arate cât de păcătoși suntem. Care este soluția atunci? Pentru că dacă ne aflăm în situația aceasta imposibilă și totuși vorbim despre Evanghelie, trebuie ca să existe o soluție. Mărturisirea ne-a spus care este soluția, și anume că lui Dumnezeu i-a fost plăcut să-L promită pe Domnul Iisus Hristos sămânța femeii, folosind limbajul din Geneza. Soluția, în alte cuvinte, este Evanghelia, este vestea bună a Domnului Iisus Hristos.
Și această veste bună este prezentă încă din Geneza, din momentul încălcării legământului faptelor. În Geneza 3, de exemplu, vedem când se pronunță judecata asupra șarpelui și apoi asupra lui Adam și Eva, că deja de acolo avem esența, să avem esența Evangheliei prezentată lui Adam și Eva. Domnul Dumnezeu a zis șarpelui, Geneza 3, 14 și 15. Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp, în toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână. Vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcuiul. Acum, noi uitându-ne în spate, înțelegem că acest limbaj vorbește explicit despre Domnul Iisus Hristos. Dar de asemenea, putem ca să vedem din Geneza că și ei au înțeles lucrul acesta. Și ei au înțeles vestea aceasta bună a Evangheliei. Vedem în versetul 20 și 21, de exemplu, două aspecte esențiale prin care înțelegem că această comunicare a Evangheliei a fost eficientă. Mi se spune că Adam a pus nevestei sale numele Eva. Tălmăcit înseamnă viață. Adam a înțeles mesajul acesta că prin sămânța femeii vine viața. Cum prin încălcarea legământului, prin ceea ce ei au făcut și în mod special el este vinovat pentru că legământul a fost făcut cu el, da? A venit moartea, ne spune Apostolul Pavel, cum printr-un singur om moartea a intrat și apoi s-a răspândit la toți pentru că toți am păcătuit în acest singur om. Prin al doilea Adam, prin Iisus Hristos, care este sămânța femeii, care este cel așteptat din această promisiune din Geneza, a venit viața. Și de aceea îi se dă acest nume. De asemenea, vedem în versetul 21 că Dumnezeu nu doar le propovăduiește verbal Evanghelia, dar le și arată vizual Evanghelia. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Reține ce se întâmplă după ce mănâncă din pomul interzis? Se găsesc ca și fiind goi, descoperiți și se ascund de fața lui Dumnezeu. De ce? Pentru că în starea lor de păcătoșenie nu mai puteau ca să stea înaintea lui Dumnezeu. Aveau nevoie ca să fie acoperiți, să fie protejați de Dumnezeu și de aceea fugeau de Dumnezeu. Realizau că relația lor perfectă de părtășie a fost frântă și acum Dumnezeu este mânios cu ei și ei au nevoie de acoperire. Și acoperirea este simbolizată aici, cum este simbolizată apoi în generație după generație, prin sacrificiu. Se sacrifică aceste animale, se varsă sânge pentru prima dată în grădina Edenului și cu pielea acestui animal sacrificat sunt acoperiți și în felul acesta se intermediază o relație între Adam și Eva și Dumnezeu prin această acoperire. Și noi astăzi, uitându-ne în spate, înțelegem că această intermediere, această acoperire, această vărsare de sânge ca ei să nu fie nimiciți de Dumnezeu, îl reprezintă pe Domnul nostru Iisus Hristos, care este cel a cărui sânge s-a vărsat să intermedieze o relație pentru noi. Să ne pună într-o postură în care să putem din nou ca să fim în comuniune cu Dumnezeu. Pentru că dacă am sta într-o comuniune directă, fără un mijlocitor, am fi nimiciți de sfințenia lui Dumnezeu. Dar sângele lui mijlocește. Adam cu Eva au înțeles foarte bine această evanghelie vestită și așteptau această promisiune. Care este motivația lui Dumnezeu? După ce legământul este încălcat, care este motivația lui Dumnezeu de a face această promisiune? Da? De ce nu pur și simplu pune capăt, îi omoară și s-a încheiat legământul, s-a încheiat contractul? Mărturisirea ne spune în felul următor, lui Dumnezeu i-a fost plăcut să facă lucrul acesta. Acum, pe mulți oameni îi va scoate din minte acest răspuns, nu mie, trebuie să-mi dai mai mult. Este suficient să înțelegem că i-a făcut plăcere lui Dumnezeu ca să-și arate harul. Lucrul acesta este apoi enunțat și rezonează peste tot în Scriptură. În Efeseni 1 ni se spune despre planul lui Dumnezeu din veșnicie de a-și arăta harul față de oamenii căzuți
în păcat. Apostolul Pavel spune în felul următor: binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte ca să fim înfiați prin Iisus Hristos. Dar de ce, ne-am întrebat? De ce ar fi înfiat El oameni care s-au răzvrătit împotriva Lui? Și Pavel ne spune: după buna plăcere a voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ne l-a dat în prea iubitul Lui, în El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său, pe care le-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la împlinirea vremurilor, să adune într-unul Hristos toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. De aceea, pentru că Dumnezeu a vrut, pentru că la Dumnezeu i-a făcut plăcere, pentru că Dumnezeu a vrut după sfatul voii sale să-și arate harul și dragostea Lui față de făpturile care s-au răzvrătit împotriva Lui. Care este extensia sau aplicabilitatea acestei decizii sau acestei promisiuni? Cui se aplică această promisiune? Este un har care se aplică în mod general și universal, sau a fost o intenție specifică în această promisiune? Mărturisirea identifică această intenție a lui Dumnezeu în felul următor: ca mijloc de a-i chema pe cei aleși. De aceea a făcut această promisiune a Evangheliei în grădina Edenului și de aceea o face în generație după generație, din nou și din nou, prin cuvântul Său. De fapt, este o întrebare foarte grea, foarte grea, la care trebuie ca să răspundem și trebuie ca să fim convinși biblic, și anume: pentru cine a murit Hristos? Pentru cine l-a trimis Dumnezeu pe Hristos? Pentru cine este făcută această promisiune în grădina Edenului că va veni sămânța femeii care ne va elibera de sub păcat, care ne va da viață în loc de moarte? Și răspunsul acesta îl aflăm peste tot în Scripturi. Dacă ne uităm, de exemplu, în Isaia 53, unde ni se prefigurează, ni se promite venirea Domnului Iisus Hristos ca să pătimească pentru păcatele noastre, pentru mântuirea celor păcătoși, vedem lucrul acesta. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și trebuie să ne întrebăm: a cui ale noastre? A întregii lumi, a poporului Israel, despre cine-i vorba aici? Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre. A cui? Cine sunt aceștia despre care se vorbește? Zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace. Cui i-a fost dat pace prin această pedeapsă? A căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Cine este tămăduit, ne întrebăm? Sunt toți oamenii tămăduiți? Ni se arată aici un portret al substituției. El este rănit în locul nostru. El este pedepsit în locul nostru. El este blestemat în locul nostru. Și noi suntem tămăduiți din cauza faptului că El a stat în locul nostru. Noi suntem binecuvântați, noi suntem justificați. Întrebarea este: se află toți în această ecuație? Sunt toți beneficiari acestei substituții? Sunt toți vindecați? Sunt toți tămăduiți? Au toți păcatele plătite? Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că El fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Cine este acest popor?
Sunt toți oamenii de pretutindeni poporul lui Dumnezeu? Poporul lui Dumnezeu este descris în Scriptură ca acel popor pentru care Hristos a murit să strângă la oaltă un popor răscumpărat din toate neamurile, din toate limbile, din toate etniile. Vedem că există un subset din toate popoarele care devine poporul lui Dumnezeu prin sacrificiul Domnului Iisus Hristos. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui, va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Și care este rezultatul? Ne întrebăm, care este rezultatul muncii sale? Adică, prin jertfa sa a depus un efort, a depus o muncă și acea jertfă a produs un rezultat de care Domnul Iisus Hristos se bucură apoi. Se uită și spune, ceea ce am vrut să produc prin munca aceasta s-a realizat. Pentru ceea ce am plătit, am primit. Am depus o muncă, am primit o răsplată, o plată. Uitați, prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui. Altfel spus, va îndreptăți pe mulți oameni, va justifica pe mulți oameni. Pentru cei pentru care Hristos a murit, pentru cei pentru care El și-a dat viața, există un rezultat și rezultatul este îndreptățirea. Și Hristos se uită la cei îndreptățiți prin jertfa Lui și se bucură de faptul că plata făcută de El este eficientă. Că acești oameni sunt îndreptățiți, sunt considerați justificați. Dumnezeu, într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirii lor. A cui? Acestor mulți oameni. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici. Pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege. Pentru că a purtat păcatele multora. Aici era locul perfect pentru Isaia să spună a purtat păcatele tuturora. Da? Era locul perfect. Și s-a rugat pentru cei vinovați. Acum ne întrebăm, cine sunt cei mulți a căror păcate le-a purtat? Sunt cei vinovați care sunt toți? Nu, pentru că vedem că este un subset. Da? Cei vinovați aici suntem noi toți care am fost mântuiți, suntem vinovați, dar acum nu mai suntem vinovați. Pentru că El a purtat păcatele noastre. Tematica aceasta continuă peste tot în Scriptură. Limbajul acesta continuă peste tot în Scriptură. De exemplu, în Matei 1, cu 21, îi se spune, ea va naște un fiu și vei pune numele Iisus, pentru că El va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Despre cine este vorba aici? Este vorba despre poporul Israel, care apoi ni se spune în Evanghelie că a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit? Nu, este vorba despre un alt popor. Este vorba despre un popor spiritual, este vorba de o rămășiță, este vorba de cei pe care Hristos a venit să-i mântuie. În Ioan 10 cu 15 se folosește un alt limbaj să descrie același fenomen. Eu îmi dau viața pentru oile mele. Și începem și ne întrebăm, cine sunt aceștia? Cine este acest popor? Cine sunt oile lui? Cine este biserica lui? Ne punem aceste întrebări și trebuie ca să răspundem. Și Hristos ne dă răspuns la această întrebare. Nu trebuie să vină niciun teolog, nu trebuie ca să vină reforma să ne explice. Hristos ne explică lucrurile acestea. În Ioan 6, de exemplu, ne spune că cei care Tatăl i-a dat lui sunt primiți de El și El este Cel care îi mântuie. Cei care au fost aleși dinainte de întemeierea lumii, prin planul alcătuit în Sfânta Treime, sunt poporul lui Dumnezeu, sunt biserica sa, sunt miriasa lui, sunt oile lui. Cei care sunt aleși după planul și după buna plăcere a lui Dumnezeu, Efeseni 1. Sau să folosim alt limbaj, cei care i-a cunoscut mai dinainte, Romani 8. Aceștia sunt poporul ales al lui Dumnezeu. Ca atare, Evanghelia este o chemare generală, dar este o promisiune specifică pentru cei care Hristos i-a mântuit în mod
în mod eficient. Fiind o chemare specifică, trebuie să ne întrebăm care este efectul sau efectele acestei decizii luate din veșnicie, acestei promisiuni făcute în grădina Edenului și acestei jertfe ca și împlinirea promisiunii depuse de Domnul Iisus Hristos. Și mărturisirea ne spune, scopul și efectul a fost acesta, de a produce în ei, adică în cei aleși, în poporul lui Dumnezeu, în biserica sa, de a produce în ei credință și pocăință. Efectul jertfei Domnului Iisus Hristos pentru cei cuprinși în această jertfă, pentru cei reprezentați în această jertfă, este nașterea din nou, este mântuirea. Aici se împarte creștinismul, dacă putem să spunem așa, între cei care cred că jertfa este eficientă în a produce anumite efecte, în a cumpăra ceva, și anume credința, pocăința, mântuirea, sau alții care zic că jertfa este doar potențială, are niște efecte potențiale. Hristos, de fapt, n-a realizat nimic. E cum ar spune, Hristos a mers și a depus undeva o garanție, a pus banii deoparte și acum ține de mine și de tine să mergi și să spune am vrea ca să ne luăm partea. Da? Termenii aceștia înțeles într-un context catolic sau ortodox în care se înțelege că există undeva un depozit de har și tu trebuie să mergi și să-l accesezi. Și harul nu are nicio eficiență și nu are nicio treabă cu viața ta până tu nu îl accesezi. Da? Biblia nu spune asta. Biblia spune că Hristos atunci când a plătit, a cumpărat niște efecte, niște realități pentru viața ta. Și prin jertfa lui se produc niște realități în viața ta și anume nașterea din nou. Credința, pocăința sunt produse, sunt rezultate a jertfei lui. Dacă ne uităm în Efeseni 2, după ce Apostolul Pavel ne arată planul lui Dumnezeu din veșnicie, în Efeseni 2 ne arată aplicarea acestui plan prin jertfa Domnului Iisus Hristos și apoi prin pocăința și credința din viața noastră. Priviți cum descrie Apostolul Pavel de la versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, da? Deci asta este starea noastră, morți, ne-a adus la viață când? Când am crezut și ne-am pocăit? Nu, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Când Hristos a murit și a fost adus la viață, noi am murit față de păcat și am fost aduși la viață. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună, împreună cu Hristos. Și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Asta este realitatea câștigată de Iisus Hristos, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului său, în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laudă nimeni. În teologia Apostolului Pavel este foarte clar, Hristos a realizat ceva la cruce. Hristos a realizat ceva prin care s-a produs viață spirituală vorbind, pentru cei care au fost reprezentați de El. Și atunci ne punem întrebarea, împreună cu Hristos a fost adusă la viață toată lumea? Sunt toți oamenii de pe acest pământ născuți din nou? Eu încă n-am întâlnit cineva care să răspundă da. Da, triburile de nu știu unde care n-au auzit rată numele lui Hristos au fost născuți din nou. Doar dacă nu se pocăiesc, chiar născuți din nou fiind, vor merge în iad. Au ei păcatele iertate? Au ei viață nouă? În niciun caz. Există un efect al nașterii din nou, un efect al pocăinței, al credinței, care curge din crucea Domnului Iisus Hristos. Nu ca și potențial, ci ca și un lucru realizat. De aceea, apostolii și evangheliștii nu au nicio problemă să vorbească în acest termen. Priviți, de exemplu, cum descrie această realitate Luca în Fapte 13:48. Avem aici un eveniment care se propovăduiește Evanghelia. Ni se spune că neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta și preamăreau cuvântul Domnului și toți cei ce erau rânduiți să capete viață veșnică au crezut. Observați, rânduiala, da, hotărârea lui Dumnezeu cauzează credința.
Nu credința cauzează rânduiala, cum ar spune din păcate mulți oameni. Este rânduiala lui Dumnezeu cea care determină căpătarea vieții veșnice, căpătarea credinței. Aceștia sunt cei care cred. Nu pentru că au crezut, apoi Dumnezeu spune, hai să te scriu și pe tine acum în cartea vieții. Jertfa lui Hristos, fiind una de substitut, una care plătește în locul nostru, cumpără pentru toți cei în locul căruia a plătit, a stat ca și substitut, anumite realități, anumite efecte, cum ar fi justificarea. Dacă Hristos a murit pentru tine, ești justificat, ești considerat drept, cum ar fi imputarea neprihănirii sale. Toți cei pentru care Hristos a murit primesc neprihănirea Lui. Toată viața Lui desăvârșită este creditată lor. Doar aceste două realități, dacă le-ai lua, faptul că ești considerat iertat și că neprihănirea perfectă a lui Hristos ți-a transferat ție, dacă ai aplica-o tuturor oamenilor, automat ai avea o problemă. Cum mai ai oameni care merg în iad? Apoi regenerarea, am văzut, este o realitate care provine din faptul că Hristos a murit pentru tine. Dacă Hristos a murit pentru tine, ai fost înviat împreună cu Hristos. Credința este un dar, pocăința este un dar, perseverența este garantată prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Glorificarea, de asemenea, este un efect garantat. Întrebarea atunci este cum se aplică sau cum se realizează această promisiune în viața celor aleși, în viața poporului Dumnezeu. Mărturisirea spune în felul următor. În această promisiune a fost revelată esența Evangheliei ca metodă eficientă pentru convertirea și mântuirea păcătoșilor. De aceea Apostolul Pavel spune în Roman 10:17, astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Mărturisirea vrea să sublineze că instrumentul prin care beneficiile promisiunii sunt administrate celor aleși, celor care fac parte din poporul lui Dumnezeu, celor care fac parte din turma lui Hristos, este credința în Evanghelia revelată de Dumnezeu. Aceasta este adevărat începând din grădina Edenului și până la venirea Domnului Iisus Hristos și până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Niciodată n-a fost un om mântuit în alt fel decât prin credința în Evanghelia revelată de Dumnezeu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Ăsta este mecanismul prin care un om mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos ajunge să beneficieze de acea mântuire. Atunci când intră în contact cu Evanghelia, atunci când își pune credința în Domnul Iisus Hristos și vine la El cu pocăință. Paragraful 2 continuă și spune în felul următor. Promisiunea lui Hristos și a mântuirii prin El este revelată numai în cuvântul lui Dumnezeu. Nici Hristos și nici harul primit prin El nu sunt revelate prin lucrările creației și providenței, nici prin descoperirea naturii, fie în general sau fie vreun mod mai obscur. Cu atât mai puțin, deci, pot oamenii în lipsa descoperirii lui Hristos prin promisiunea Scripturii sau prin predicarea Evangheliei să fie capabili să ajungă la credința mântuitoare sau la pocăință. Ce adresează mărturisirea? Răspunde la întrebarea cum este revelată această promisiune, da? Sau care este mecanismul prin care tu ajungi în cunoașterea promisiunii și beneficiezi de ea. Și răspunsul este promisiunea lui Hristos și a mântuirii prin El este revelată numai, subliniați, numai în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea în Biblie vedem că se pune un accent deosebit pe vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune, de exemplu, lucrul acesta că trebuie ca să fie cineva care să le predice Evanghelia Domnului Iisus Hristos. În Fapte 4 avem acest eveniment unde există o lucrare miraculoasă, o vindecare și apoi Petru și Ioan sunt luați și interogați și li se pune întrebarea cu ce putere sau în numele cui ați făcut voi lucrul acesta. Și atunci Petru ni se spune plin de Duhul Sfânt le-a zis mai mari ai norodului și bătrânii lui Israel. Fiindcă suntem trași astăzi la răspundere pentru o facere de bine făcută unui om bolnav și suntem întrebați cum a fost vindecat, să știți toți
și să știe tot norodul lui Israel, omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Iisus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi, zidarii, care a ajuns să fie pus în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Înțelegem că fără numele Domnului Iisus Hristos, fără Evanghelia Lui mărturisită oamenilor, nu există mântuire. De aceea Apostolul Pavel spune în Romani, în Roman 10, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără un predicator? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Nu există alternativă. Nu există alternativă decât prin Evanghelia revelată de Dumnezeu. Trebuie ca să avem această siguranță. Este foarte ușor ca să face tot felul de speculații și de apeluri din astea emoționale. Dar frate, dar ce se întâmplă cu cei din Africa? Dar ce se întâmplă cu miliardele de oameni care au murit înainte să ajungă Evanghelia la ei? Nu știu. Cu siguranță vom vedea că judecățile lui Dumnezeu au fost drepte când ajungem în veșnicie. Dar știm ce spune Scriptura. Și atunci ne punem întrebarea. Totuși, nu există nici o metodă prin care oamenii ar putea ajunge la mântuire în afară de Evanghelia revelată prin cuvânt? Poate ar fi natura sau providența sau logica sau conștiința. Mărturisirea spune în niciun caz, nici Hristos și nici harul primit prin El nu sunt revelate prin lucrările creației sau prin providență sau prin orice altceva. Lucrul acesta a fost făcut clar chiar din primul capitol al mărturisirii de credință, în care ni s-a spus în paragraful 1 că Sfânta Scriptură este singura normă suficientă, sigură și fără greșeală în ce privește cunoașterea, credința și ascultarea mântuitoare. Deși revelația naturii și lucrarea creației, precum providența, mărturisesc atât de clar despre bunătatea, înțelepciunea și puterea lui Dumnezeu, încât omul nu se poate scuza, nu se poate dezvinovăți în niciun fel, acestea nu sunt suficiente pentru a oferi cunoașterea lui Dumnezeu și a voii lui care este necesară ca omul să fie mântuit. Și lucrul acesta este făcut așa de clar pentru noi de Apostolul Pavel în Romani capitolul 1 și 2, în care Pavel subliniază din nou și din nou că nimic în afară de Evanghelie nu este suficient pentru mântuirea oamenilor. Spune în capitolul 1 faptul că creația nu este suficientă. Începe prin a face o afirmație în certitudinea lui și în dragostea lui pentru Evanghelie. El spune în felul următor, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Ce spune Pavel? Mântuirea vine prin credință, iar credința este descoperită prin Evanghelie. Ai nevoie să ai această descoperire prin Evanghelie de la Dumnezeu. Apoi se întoarce asupra stării omenirii, asupra problemei oamenilor și le spune că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușe adevărul în nelegiuirile lor. Deci vedem că există o nevoie pentru mântuire și este dovedită această nevoie de Apostolul Pavel prin faptul că toți sunt condamnați. Toți sunt sub această condamnare și trebuie să fie cumva salvați. Și acum ne arată cum sunt toți condamnați, da? Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu, în adevăr, însușirile nevăzute ale Lui,
puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Revelația naturală comunică ceva despre Dumnezeu. Asta este scopul ei. Întrebarea este dacă această comunicare, acest conținut al naturii, este suficient pentru mântuire. Uitați cum răspunde Pavel. Așa că, din cauza că există această revelație, nu se pot dezvinovăți. Da? Această revelație, spune Pavel, nu este suficientă pentru mântuire, pentru că nu conține Evanghelia, dar este, spune el, suficientă pentru condamnare. Evanghelia, spune Pavel, care a fost revelată prin cuvânt, este suficientă pentru mântuire. Revelația care vine prin matură este doar suficientă pentru a ne condamna. Pentru că măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit și s-au dedat la gândiri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Bun, posibil că am putea spune, creația nu ne oferă suficient pentru mântuire, dar posibil că este ceva în conștiința noastră care ar fi suficient. Apostolul Pavel vine și spune în Roman 2 că nici aceasta nu face altceva decât să ne condamne. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci același lucru. Conștiința mea nu poate face altceva decât să mă condamne, pentru că atunci când eu te-am judecat pe tine și am spus, cum ai putut să faci așa ceva? Și apoi m-am întors la o scurtă durată de timp și am făcut același lucru. Dumnezeu spune că faptul că eu am în conștiința mea imprimat efectul legii nu poate să facă altceva decât să mă condamne în ziua judecății. Și zic, Doamne, dar de unde să știu eu? Și Dumnezeu să spun, da, când te-a mințit prietenul tău și ai suferit din cauza minciunii lui și ai fost nervos din cauza minciunii lui, ai înțeles că minciunea este greșită? Da. Și după aceea de ce ai mințit? Da, într-adevăr, va spune păcătosul în ziua aia. E logic. N-am nici o scuză. Am mințit pentru că mi-a plăcut să mințesc. Da? Cum se întâmplă de multe ori când discut cu necredincioși, cu atei, despre cuvântul lui Dumnezeu și discutăm despre poruncile morale și la un moment dat, când i-am la colț, zic, da, am înțeles, e logic ce spui, dar mie îmi place să păcătuiesc. Mie îmi place să curvesc, mie îmi place să fur, mie îmi place să mint, asta este. Păi măcar acum suntem sinceri. Conștiința noastră nu ne poate mântui, dar ne poate osândi. Poate că legea este suficientă. Dacă cineva ar ști doar toate imperativele, toate poruncile, fă aia, fă aia, fă aia, posibil că asta ar putea ca să-l aducă la mântuire. Uitați ce spune Pavel, căci înaintea lui Dumnezeu nu se are în vedere fața omului. Toți cei ce au păcătuit fără lege vor pieri fără lege. Dar cine sunt aceștia? Toți cei care n-au avut poruncile lui Dumnezeu revelate, da? Toți cei în afara poporului Israel, toți cei care n-au auzit vreodată despre legea lui Dumnezeu, toți aceștia au păcătuit fără lege. De ce? Pentru că există o lege naturală, pentru că există o lege a conștiinței, pentru că natura, caracterul lui Dumnezeu rămâne aceeași, indiferent dacă ai avut Scriptura sau nu. Și ce se va întâmpla cu acești oameni? Vor pieri fără lege, vor fi osândiți fără lege. Și toți cei ce au păcătuit având legea, vor fi judecați după lege. Și cum vor fi găsiți cei care având legea au păcătuit? Vor fi găsiți vinovați. Ca tare, nici legea nu ne poate scăpa. Din contra, legea ne condamnă, ne judecă. Așadar, răspundem la întrebarea, sunt acestea suficiente pentru mântuire? Nu. Dar de ce nu? Și este foarte simplu. Pentru că aceste descoperiri ale lui Dumnezeu, prin natură, prin conștiința noastră și chiar prin poruncile lui Dumnezeu, nu conțin Evanghelia, nu revelează Evanghelia. Dumnezeu a trebuit să reveleze ceva mai mult, ceva mai special, și anume promisiunea Domnului Iisus Hristos. Este doar prin acea promisiune, prin acea revelație, prin numele Lui, putem să avem mântuire. Cum atunci ajung oamenii la credință și pocăință? Știți deja răspunsul.
descoperirea lui Hristos, spune mărturisirea, prin promisiunea Scripturii sau prin predicarea Evangheliei este metoda prin care oamenii ajung la credință. Astfel, spune Pavel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. De aceea predicăm. De aceea cel mai important lucru care îl putem face este să împărtășim Evanghelia. Să fim misionari, evangheliști, acolo unde ne-a pus Dumnezeu. Sau să mergem până la marginile pământului, dacă Dumnezeu ne cheamă să facem lucrul acesta. Pentru că pocăința, credința, mântuirea nu poate veni prin alt instrument decât prin vestirea Evangheliei. Ne întrebăm atunci când și cui a fost descoperită această revelație. Mărturisirea spune în paragraful 3, descoperirea Evangheliei către păcătoși a fost făcută în diferite vremuri și în diferite locuri. Și Biblia ne spune lucrul acesta. În Evrei 1, de la 1 la 2, ne spune că după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. În trecut am văzut că revelația era exclusiv dată evreilor și foarte puțini oameni intrau în contact cu ea, iar apoi prin Fiul lui Dumnezeu vedem o lărgire a descoperirii lui Dumnezeu, o lărgire a scopurilor lui Dumnezeu, care de fapt este o aplicare a scopurilor lui veșnice, prin faptul că Hristos vine și vestește Evanghelia, vestește vestea bună tuturor oamenilor. Și înțelegeți, cred, conotația cuvântului tuturor în această propoziție. Dumnezeu revelează în diverse vremuri, în diverse timpuri, comunică Evanghelia sa. Dar nu comunică doar Evanghelia, da? Comunică mai mult decât atât. De aceea, mărturisirea spune că alături de promisiunile și învățăturile Evangheliei, ni se comunică și promisiunile și învățăturile cu privire la ascultarea cerută de Evanghelie. Altfel spus, din trecut, începând cu grădina Edenului, Dumnezeu a revelat Evanghelia, dar nu doar Evanghelia. A revelat și poruncile sale și sfințenia cerută de El și felul în care dorește ca cei mântuiți de El să trăiască. De asemenea, după venirea lui Hristos, Dumnezeu a revelat Evanghelia, dar a revelat și voia Lui și poruncile Lui și felul în care vrea ca oamenii să trăiască, să viețuiască. Și biserica are acest mandat, să vestească Evanghelia, dar nu doar Evanghelia. Da? Dacă vă uitați la Marea Trimitere, în Matei 28, de la 19 la 20, vedem lucrul acesta, care este așa de evitat astăzi. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și apoi ce? Atât, am terminat. Creștinismul redus la esență, nu? Nu! Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul viacului. Amin. Creștinismul redus la esență este un nonsens. De fapt, nu este creștinism. Pentru că mandatul creștinismului este să proclame esența Evangheliei și să învețe pe oameni să păzească tot ce v-am poruncit. Asta este mandatul biblic al bisericii. Asta este creștinismul. Vestește omului vestea bună a lui Hristos și vestește omului tot ceea ce a poruncit Hristos. Nu-i spui numai, dacă crezi în jertfa Domnului Iisus Hristos, ești mântuit. Și după aceea ce trebuie să fac? Nu mai contează. Nu. Mandatul nostru este să învățăm pe oameni să păzească tot ceea ce a poruncit Hristos. Ne punem apoi întrebarea, de ce unii oameni, adică unele națiuni, unele popoare, au beneficiat de revelația Evangheliei și altele n-au beneficiat? De ce Europa și nu Africa? Vă puteți imagina diferența colosală de-a lungul istoriei. De ce România și nu... Mărturisirea spune, în ceea ce privește popoarele și persoanele către care această descoperire este dată, acest lucru este decis exclusiv în concordanță cu voia și buna plăcere suverană a lui Dumnezeu.
Biblia ne învață că Dumnezeu este cel care care hotărăște lucrurile acestea. El hotărăște unde să se nască un om, El hotărăște care să fie împărțirea popoarelor, El hotărăște timpurile, vremurile, toate sunt stabilite de El. În Fapte 17, această cuvântare, vedem că se folosește exact această idee ca să se justifice faptul că deși ei nu-L cunoșteau pe Dumnezeu până în acest moment, a sosit vremea în care Dumnezeu vrea să se descopere față de ei. Priviți! El a făcut, adică Dumnezeu, ca toți oamenii ieșiți dintr-unul singur, din Adam, să locuiască pe fața pământului, pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremuri și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Altfel spus, dacă Dumnezeu ar fi vrut să ia milioanele sau poate chiar miliardele de oameni care au trăit într-o vreme și într-un loc fără acces la Evanghelie și să-i mântuiască, i-ar fi pus într-o vreme și într-un loc cu acces la Evanghelie. Dumnezeu n-a eșuat nicăieri și nici când în scopurile Lui. Dacă Dumnezeu a vrut să mântuie pe cineva, L-a pus într-o conjunctură în care să aibă acces la Evanghelie. A trimis pe cineva acolo cu Evanghelia. Dumnezeu a rânduit toată istoria ca toți oamenii hotărâți de El să fie mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin predicarea Evangheliei, prin credință și pocăință, să ajungă mântuiți prin credință și pocăință în Evanghelia revelată de El. Vedem, de exemplu, în Fapte 16. Luca ne spune un lucru foarte interesant, care dacă nu înțelegem această rânduială suverană a lui Dumnezeu în a răspândi sau a restrânge Evanghelia Mântuitoare, nu face sens pentru noi. Ni se spune că ajungi lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitania. Ce să facă acolo? Să vestească Evanghelia. Asta era scopul. Era un turneu misionar. Dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Cum adică? Duhul restricționează răspândirea Evangheliei? Da! Duhul a hotărât că nu era vremea și locul. Vremea și locul poate erau altundeva. Și atunci Dumnezeu, într-un mod suveran și supranatural, restricționează răspândirea Evangheliei în acea vreme, în acel loc. Pe ce criterii? Pe ce criterii a hotărât Dumnezeu ca să restricționeze într-un loc și într-un timp și să reveleze și să răspândească în alt loc și în alt timp? Mărturisirea spune în felul următor: în toate timpurile, predicarea Evangheliei a fost dată oamenilor și popoarelor cu o extindere sau acoperire mai mică sau mai mare, în măsuri foarte variate, în conformitate cu sfatul voii lui Dumnezeu. Unii s-au săturat de răspunsul ăsta, dar este răspunsul biblic. Dumnezeu nu a ales să dea har unui popor versus unui alt popor după niciun alt criteriu decât sfatul voii lui Dumnezeu. Pentru că așa a vrut El. Pentru că așa i-a făcut plăcere Lui. Vedem această realitate din nou peste tot în Scriptură. De exemplu, când este vorba despre Israel ca poporul ales al lui Dumnezeu, ni se spune că Israel n-a fost ales pentru calitățile lui. Dumnezeu n-a privit pe glob și a zis: unde e poporul cel mai inteligent, cel mai perfect, cel mai numeros, cel mai puternic, acela să fie poporul meu. Nu. Deuteronom 7:7 ne spune: nu pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare, s-a lipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic, cel mai neînsemnat dintre toate popoarele. Vedem că noi n-am fost aleși pentru calitățile noastre. Dumnezeu nu s-a uitat prin coridorul istoriei și a zis: uite acolo un om extraordinar, pe ăsta trebuie să-l mântui. Uite la el, ce frumos e, ce deștept e, cum să n-am eu un asemenea om în cer? Nu! Apostolul Pavel spune, de exemplu, 1 Corinteni 1:26: de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Suntem neînsemnați și noi. Suntem nimenea și totuși Dumnezeu ne-a ales. Totuși Dumnezeu ne-a ales. Oare nu este nedrept?
Oare este just ca Dumnezeu să aleagă cum vrea El, cum face El plăcere, fără să ia în calcul anumite criterii, fără să cântărească popoarele, fără să pună în balanță valorile oamenilor? Ce zice interlocutorul lui Pavel în Roman 9? Deci ce vom zice? Nu cumva este nedreptate în Dumnezeu? Nici de cum. Căci El a zis lui Moise, voi avea milă de oricine îmi va place să am milă și mă voi îndura de oricine îmi va place să mă îndur. Este dreptul lui Dumnezeu să-și arate mila și harul față de oricine vrea El și să reverse dreptatea Lui și judecata Lui peste toți cei care o merită, adică peste toți. Ca tare noi nu putem să-i cerem socoteală lui Dumnezeu de ce a dat unui popor mai mult har și altuia mai puțin har. Ne punem apoi întrebarea, bun, dar este suficient? Este suficientă predicarea Evangheliei sau citirea cuvântului Dumnezeu pentru ca omul să ajungă la mântuire? Priviți ce spune mărturisirea și Scriptura. Totuși, dacă oamenii care sunt morți în nelegiuirile lor trebuie să fie născuți din nou și aduși la viață, regenerați, este necesară lucrarea eficientă și irezistibilă a Duhului Sfânt în fiecare astfel de suflet, așa încât să fie produsă noua viață spirituală a acelor persoane. Fără această lucrare nu se va ajunge în niciun fel la convertirea lor la Dumnezeu. Altfel spus, poți ca să ai Biblii peste tot, librării creștine la fiecare colț, biserici, evanghelice, protestante, ortodoxe, greco-catolice și așa mai departe, da? Poți să te numești țară creștină și oamenii să trăiască în beznă spirituală și nimeni să nu vină la credință în Domnul Iisus. De ce? Pentru că deși Evanghelia este necesară, mai este nevoie de ceva. Este nevoie de lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu. Am văzut lucrul acesta și în capitolul 10 a mărturisirii, unde ni se descrie această lucrare. Pe aceea pe care Dumnezeu i-a predestinat la viață veșnică, spune mărturisirea, este plăcut lui ca la vremea cuvenită și stabilită de el să-i cheme în mod eficient prin cuvântul său și prin lucrarea Duhului Sfânt. El îi cheamă pe aceștia din acea stare de păcat și moarte în care se găsesc în mod normal, în mod natural, aducându-i la har și la mântuire prin Domnul Iisus Hristos. Cum face El asta? Care-i diferența între un om care ascultă o predică și pleacă tot împietrit și un alt om care ascultă aceeași predică și crede în Domnul Iisus Hristos și se pocăiește de păcatele lui? Ce face diferența, da? Este unul mai deștept? Este unul mai inteligent? Este unul mai bun și altul mai rău? Nu. Este Dumnezeu care iluminează spiritual mințile oamenilor spre mântuire. Ca să poată să înțeleagă lucrurile lui Dumnezeu. El le îndepărtează inimile de piatră, da? Rețineți limbajul nașterii din nou. A scoate inima de piatră și a pune și le dă în loc inima de carne. El le reînnoiește voința și prin puterea sa nemărginită îi determină, nu forțând voința lor, ci noind voința lor, îi determină să facă binele. El îi atrage în mod irezistibil la Domnul Iisus Hristos. Am putea să spunem că El ne seduce și arată frumusețea față de noi, după ce ne-a vindecat ochii ca să vedem lumina, ca să vedem frumusețea în așa fel încât este irezistibil pentru noi. Cum înainte era păcatul irezistibil, cum vedeam o oportunitate de păcat, ziceam, am nevoie să pun mâna pe aia, am nevoie să fac aia, am nevoie să mă duc acolo. Acum când vezi slava lui Dumnezeu, prin ochii credinței care ți-a dăruit Dumnezeu, spui, am nevoie de Dumnezeu, îl doresc pe Dumnezeu. Și totuși o face, spune mărturisirea, într-o modalitate în care ei vin complet liberi. Întrucât ei își doresc liber acest lucru datorită harului său. Altfel spus, chemarea exterioară a Evangheliei este făcută eficientă prin chemarea interioară a Duhului Sfânt în regenerare. De aceea este convingerea noastră și nu este timp în această seară, dar dacă vă interesează, există
multiple resurse din această biserică, că regenerarea, nașterea din nou, vine înaintea credinței. Pentru că omul firesc nu poate să înțeleagă lucrurile duhovnicești. Omul firesc nu poate să asculte de legea lui Dumnezeu. Este nevoie ca Dumnezeu să te aducă la viață și odată ce ești viu, dorești pe Hristos, dorești pe Dumnezeu. Tu în mod liber îți pui credința în Dumnezeu, îți pui credința în jertfa Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta nu înseamnă în vreun fel că Evanghelia este incompletă sau impotentă. Nu. Evanghelia, spune mărturisirea de credință, este singurul mijloc exterior. Este instrumentul folosit de Dumnezeu, singurul mijloc exterior al descoperirii lui Hristos și a Harului Mântuitor. Și ca atare este suficientă și completă în acest scop. Cum devine ea eficientă? Prin lucrarea miraculoasă, interioară a Duhului Sfânt, care ia Evanghelia, o aplică în viețile noastre, ne aduce la viață, ne dăruiește credință, ne dăruiește pocăință și apoi, fiind făpturi noi, ne punem credința și ne pocăim și suntem mântuiți. Ca tare, cred că ar trebui în această seară să avem o apreciere deosebită a Harului Dumnezeu pentru noi. Știind că dinainte de întemeierea lumii, El ne-a avut pe inima Lui, El ne-a iubit, El ne-a hotărât. Știind că această promisiune s-a materializat în persoana Domnului Iisus Hristos. Știind că Hristos, purtând păcatele noastre, a mele în mod personal și a dumneavoastră, dacă sunteți copiii Lui în mod personal, la crucea de la Golgota, a plătit prețul și pedeapsa care eu trebuia să o plătesc și dumneavoastră trebuia să o plătiți. Știți că, știind că din acea plată a decurs, a rezultat mântuirea ta în mod eficient. Privind la viața ta, la unde te-ai născut, în țara în care te-ai născut, părinții care ai avut, circumstanțele care te-au dus în contact cu Evanghelia, providența lui Dumnezeu, care a lucrat în așa fel minunat, prin simplu fapt, de exemplu, că ești aici în această seară, se vede providența lui Dumnezeu, încât să intri în contact cu Evanghelia și Harul lui Dumnezeu nu s-a sfârșit acolo. Acea Evanghelie a fost făcută vie și lucrătoare prin lucrarea interioară, irezistibilă, eficientă, miraculoasă. Biblia spune că aceeași putere a fost exercitată de Dumnezeu când i-a născut pe tine din nou, precum când a făcut lumea, precum când a spus să fie lumină. Aceeași putere creativă a lui Dumnezeu s-a manifestat când a făcut lumină în inima ta și în inima mea. Ar trebui ca să mulțumim lui Dumnezeu pentru o veșnicie, pentru harul nemărginit de mare și de neînțeles, cel puțin nu în partea asta a veșniciei, a Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.